Noua salarizare din sistemul medical învrăjbește categorii profesionale care lucrează la același angajator, dar care au salarii atât de diferențiate încât cei considerați defavorizați au protestat și amenință cu greva generală. Biologii din laboratoarele spitalelor, farmaciștii, personalul TESA și cel auxiliar sunt supărați că modificarea salariilor nu i-a inclus și pe ei. Angajații Spitalului Județean de Urgență Vâlcea au protestat din nou în curtea unității timp de 2 ore. Eu lucrez întâmplar în acest spital de vreo 15 ani și noi, ca întâmplare, lucrăm pe toate spitalele, 3 spitale, 1, 2 și 3, clinica Călimănești, clinica de TPC-ul. Nu avem niciun spor. Umblăm pe toate băile cu toți bolnavii, toate ușile, nu ne dă nimeni nimic. Noi, salariul minim și atât. Salariul foarte mic, 1300 de lei. Salariul mic pentru și mult. De 14 ani. Da. Nu avem niciun spor, nu avem nimica. Și lucrăm prin toate spitalele, prin toate băile, prin toate mizeriile, peste tot, absolut, noi tâmplarii umblăm peste tot, dar nu ne bagă nimeni în seama, nu ne spune nimic. De ce nu aveți noi un drept la ceva? La un spor de ceva, 5-10% pentru ce... Nu este salariu, nu avem din ce trăi, pur și simplu. Noi, personalul auxiliar, nu am primit absolut nimic. 1300 de lei avem salariu. După 40 de ani de vechime, nu e posibil să trăiești din banii ăștia. Este extraordinar de... Pe noi, pe auxiliar, nu ne-a întrebat nimeni niciodată absolut nimic. Nu ne-a luat în considerație, am fost peste tot, la toate protestele, absolut peste tot, chiar și la București, nu ni s-a... Nu ne-a întrebat, nu, absolut nimic. De câte ori s-au făcut măriri, deși când am pus întrebare, ni s-a spus că noi facem parte din industria ușoară, dar noi deservim acest spital. Deci nu lucrez, că eu sunt croitoreasă, nu lucrez croitoreasă la un particular, la un... Deci nu este posibil. Mai am 3 ani și ies la pensie. Păi dacă acum am 1300 de lei salariu, cu ce plec acasă după 40 de ani de muncă? Sunt croitoreasă. Da. Nu ești croitoreasă, da, ești legereasă. Sunt legereasă, da. Sunt legereasă, sigur că da. Sunt legereasă, da. La fel, tot da, acolo. Sunt legereasă, sigur că da. Da. Sunt legereasă, da. Calificate, treapta 5-a, cum ne cer, categoria 5-a, 30 de ani de muncă, 1300. Mă întreb ce pensiu să iau? Nu avem salariul minim pe nici cât. Și încă nu nimeni și economie. Asta e, salariul minim pe economie, nici după atâția ani de muncă, după 28 de ani să stai pe salariul ăsta. Facem o filmare la Fluturaș. 28 de ani aici? Aici. Este administrativ să vedeți ce salarii avem, se poate? Decembrie 2017 și ianuarie 2018. Diferența este doar norma de hrană băgată în calcul. Deci și în decembrie salariul minim pe economie la mine nu se regăsea, funcționar TESA administrativ. Deci și medicii lucrează tot cu cei din fața dumnealor. Funcționari, personal TESA, când ne-am dus tot ce ține de personal TESA, salarii, începând despre toate secțiile. Să ne dea domnul director banii? La domnul director am fost și a zis că ce să faceți, să ne dea dânsul din buzunar? Da, trebuie să, că și noi muncim tot pentru ei. Și ei nu pot la sală. Și noi lucrăm pentru sala de operație, facem măști de gură, deci ce halatele care sunt dezastru, așa, și plus confecționăm, că normal noi la creditorie nici n-ar trebui, că nu suntem plătite să confecționăm. Și confecționăm. În comparație cu luna noiembrie de anul trecut, care a avut 30 de zile lucrătoare, am pierdut 125 de lei. Și cât mai lăsăm? Mai puțin ca luna noiembrie, cu 125 de lei. Noiembrie anul trecut, când avea 30 de zile lucrătoare, martie are 31 de zile lucrătoare, orele de sărbători legale în noiembrie au fost 18, în martie au fost mai multe, au fost 24, tichetele în noiembrie le luam în mână, deci practic rămâneam cu tichetele în mână, era un venit în plus, în luna martie sunt băgate în salariu, deci venitul a scăzut, nu a crescut. Unde lucrați și în ce condiții? Lucrez în radiologie. Radiologia deservește și UPU. Toți pacienții din UPU îi facem în radiologie. Spitalul și ambulatorul tot în radiologie. Un singur aparat. Este serviciu unic. Iar ni s-a tăiat sporul de urgențe pe care l-am câștigat cu hotărâre judecătorească. Acest spor ne-a fost luat acum și avem doar 20% spor de radiologie. Condițiile acestea, cum mai veniți la muncă? Venim pentru că pacienții au nevoie să venim, ei sunt în primul rând pe primul plan, pacienții nu trebuie să sufere, la UPU adresabilitatea este foarte mare, UPU nu are radiologie proprie, ceea ce nu este normal. Noi deservim UPU, deci facem o muncă suplimentară pentru care vrem să fim plătiți. Cam
câți pacienți aveți așa într-o tură? Am avut în tură de noapte, singură fiind, peste 100 și ceva de radiografii, accidente de circulație colective cu multe victime. Am fost singură în noaptea respectivă și nu numai eu, toate colegele mele au pe tură peste 100 și ceva de radiografii, după care chiar dacă ești liber nu mai ești bun să faci nimic. De câți ani lucrați? Am 40 de ani vechime. În spital? În spitalul de aici, de la Revoluție, în alt spital înainte, deci în total, toți în spital, 40 de ani vechime. După 20 de ani vechime, la noi nu mai crește nimic la vechime. Rămânem cu același salariu până la pensie. Vă mai motivează ceva? Sinceră să fiu, mi-a plăcut meseria și o fac cu plăcere și acum. Dar în condițiile de stres, în condițiile în care avem un singur aparat, este foarte aglomerat, pacienții sunt nemulțumiți că așteaptă mult, nu-i putem face decât pe rând, uneori este stresant și chiar demotivat suntem. Te spune și cum vă numiți? Sereșan Olivia. Mulțumim. Și ne-a arătat și fluturașul. Da. Asta, cameră, este, asta este pe noiembrie, iar alături este pe martie, care noiembrie avea 30 de zile și e martie 31 de zile. Poate la minister nu se știe exact situația, poate domnul Raed Arafat sau doamna ministru nu știe exact situația și poate se face ceva. Am ajuns să fim plătiți la fel ca Horezu, Drăgășanii, care munca este de trei ori mai puțină. Aici sunt o parte dintre salariații nemulțumiți, din toate categoriile de personal sunt aici. Nu puteam să lăsăm activitatea, să întrerupem activitatea. Personalul sanitar, medico-sanitar, TESA, muncitori, sunt nemulțumiți pentru că la o parte din personalul auxiliar le-au scăzut salariile datorită micșorării sporurilor, datorită regulamentului nou care a apărut. Personalul TESA nu mai au sporul de calculator, muncitorii la fel nu au sporuri. Noi solicităm introducerea tuturor în regulamentul de sporuri de la nivelul sănătății, așa, iar ceilalți biochimiști nu au intrat în majorarea salarială de la martie, TESA, muncitori, personalul auxiliar, deci nu sunt la majorarea de la 1 martie, s-a creat o discriminare între categoriile de personal. Noi solicităm să fie inclus în această majorare tot personalul, pentru că suntem o echipă. Regulamentul de sporuri la fel este făcut numai pentru personalul medico-sanitar, sporurile s-au diminuat, astfel ducând la scăderea veniturilor salariale. Cât va dura acest protest spontan de astăzi? În jur de 2 ore. Îl veți repeta? Bineînțeles, pentru că suntem nemulțumiți și considerăm că este oportun să găsească soluții, așa cum spunea doamna ministră, să găsească variante, să ne dea stimulente financiare ca să nu ne micșoreze salariile. Personalul speră să-i poată convinge pe guvernanți că în afara medicilor și asistentelor și ei merită un ban în plus la salariu. Altfel sunt decis să recurgă la grevă generală pentru a demonstra că și biologii, farmaciștii, economiștii, brancardierii și muncitorii au importanța lor într-un sistem atât de complex precum cel sanitar.